De când mă știu, am fost fascinat de zicerile sau zicalele românești. Așa că mereu m-am gândit la cine a fost Berilă, Calache sau Pazvante Chioru. Mergeam la bunici în vacanță la țară și de fiecare dată auzeam oamenii povestind despre viața lui Berilă sau despre boala lui Calache sau despre lucruri de pe vremea lui Pazvante Chioru. Așa că, odată cu trecerea timpului, am început să studiez aceste personaje și am ajuns la concluzia că, de fapt, românii și-au construit identitatea pe evenimente ce au marcat cumva conștiința colectivă. Așa că, dacă despre Berilă sau Calache am vorbit în trecut, o să găsiți poveștile lor pe canal, acum am gândit să vă spun povestea nebunească și plină de violență a lui Pazvante Chiorul, omul ce a terorizat o bună bucată de vreme sudul Dunării, chiar și nordul acesteia, omul ce a scăpat de mai multe ori la limită și a pornit de unul singur împotriva Imperiului Otoman, a ars Craiova din temelii și a detronat trei domnitori ai țării românești într-un timp relativ scurt. Și una dintre cele mai mari isprăve ale acestuia fiind că a reușit să arunce Bucureștiul într-un haos total pentru câteva săptămâni, Bucureștiul ajungând să fie condus de către cerșetorii și vagabonzii ce își făceau veacul la periferia acestuia. Dar va trebui să rămâneți alături de mine până la final pentru a descoperi împreună cine a fost Pazvante Chioru și ce lucruri s-au întâmplat pe vremea lui. Povestea lui Pazvante Chioru începe undeva în iarna anului 1748, într-un sat din Bosnia. Originile lui Pazvante sunt extrem de confuze și pline de încurcături, așa cum i-a fost întreaga viață. Avea, după bunici, origini albaneze, evreiești, sârbești, bulgărești și, cel mai important, avea un bunic de origine turcă. Unii spun că ar fi fost pe undeva și român, doar că nu este foarte susținută această părere și, cum documentele nu se păstrau foarte bine din acea perioadă, adevăratele lui origini se pierd undeva prin istorie. A avut o copilărie liniștită, în ciuda faptului că avea un temperament extrem de agresiv și o atitudine superioară, așa că de fiecare dată când trebuia să-și facă prieteni, nu reușea să-și găsească locul printre cei de vârsta sa, care de cele mai multe ori nu-i acceptau superioritatea și asta degenera din cauza temperamentului lui și era implicat de foarte multe ori în scandaluri cu cei de vârsta lui. La o vârstă destul de fragedă, Pazvante și-l pierde pe tatăl său și asta îl face să devină cu mult mai închis în lumea sa și cu mult mai agresiv, lucrul care îi atrage atenția bunicului său, un bătrân expert în luptă și în arme, care făcuse parte din achingiii care păzeau Sofia, o mână de oameni extrem de bine antrenați și gata de orice. Pazvantoglu, pentru că acesta era numele lui real, Pazvante fiind doar o adaptare a numelui pe care i-au dat-o boierii fanarioți români, care nu se oboseau să pronunțe un nume așa exotic sau cărora probabil li se părea ciudat să-i spună pe numele său Pazvantoglu, trăiește o bună bucată de vreme sub atenta supraveghere a bunicului său, care îl învață cam tot ce știa despre arme și despre luptă și își încurajează temperamentul acestuia, făcându-l un bun luptător, chiar unul de elită, și alimentându-i toate frustrările, sperând că într-o bună zi asta o să-i prindă bine și că o să-l transforme într-un bărbat demn și determinat. Când a ajuns suficient de mare încât să simtă nevoia de afirmare în adevăratul sens al cuvântului, Osman, pentru că acesta era numele lui mic, Osman și Pazvantoglu, unde Pazvantoglu era mai degrabă un statut, traducându-se ca fiul gardianului, după bunicul său, care fusese, după cum am spus mai devreme, achingiu. Începe să facă afaceri având și privilegiile dobândite de familia sa, care se convertise și deveniseră musulmani, astfel că nu plăteau taxele comerciale către Imperiul Otoman. Dar asta nu l-a mulțumit pe deplin pe tânărul Osman și s-a gândit că ar fi foarte priceput să facă lucrurile în felul său și, în ciuda tuturor riscurilor la care s-ar fi supus, a început să împrumute bani negustorilor, bani pentru care percepea dobânze enorme și pe care îi recupera de cele mai multe ori extrem de violent, ajutat și de o mână de tineri care erau fascinați de forța și de determinarea lui Osman. Lucrurile au mers bine pentru Osman, dar pentru o perioadă foarte scurtă de timp, pentru că negustorii, terorizați de el și de oamenii lui, s-au gândit să facă cumva și să-l reclame la poartă să scape de el. Religia nu i-ar fi permis să facă lucrul acesta, să dea bani cu dobândă, așa că, odată ajunsă informația la sultan, ar fi oprit toată nebunia. Așa s-a și întâmplat. Când sultanul a aflat, l-a pus pe Osman în fața instanței și i-a propus două variante. Una ar fi fost pedepsa capitală, iar a doua un exil, rămânând să decidă instanța care îi se potrivește cel mai bine tânărului Osman în funcție de pledoaria lui.
Bineînțeles că Osman nu a renunțat nicio clipă la atitudinea lui superioară și la aroganță, așa că s-a ales cu prima variantă, fiind închis în Sofia în așteptarea execuției. În timpul în care a fost deținut, bunicul său, însoțit de tinerii din echipa lui Osman, nu au stat degeaba. Au mers și au plătit sume mari și importante de bani judecătorilor și au încercat pe aici pe acolo să facă în așa fel încât să reușească să-l scape pe Osman, cu toate că sentința era deja dată și nu mai puteau să facă mare lucru. Dar se pare că norocul a reușit să-i surâdă lui Osman într-un final, când bunicul său află că, de fapt, în închisoarea din Sofia, Osman era păzit de un prieten vechi de-al său, fost achingiu, care luptase împreună cu acesta. I-au dat niște sume frumoase de bani și, uite așa, l-au făcut scăpat pe Osman, care a trecut peste Dunăre și s-a lăudat peste tot că a reușit să facă o evadare spectaculoasă. Lucrul acesta a fost acceptat foarte repede de către toată lumea, pentru că așa nu ar fi fost nimeni pus în pericol. El deja fugise din țară, trecuse la nord de Dunăre, iar cei care fuseseră implicați în evadarea sa nu aveau nimic de suferit, pentru că totul se întâmplase prin inteligența și determinarea lui Osman. Ajuns la noi, chiar dacă nu știa pe nimeni, a reușit să se implice în câteva scandaluri răsunătoare, care l-au scos repede în evidență și chiar dacă nu părea extrem de periculos, autoritățile de la București au vrut să-l știe supravegheat cumva. Și așa, ușor, ușor, a ajuns chiar în București, unde a cunoscut câțiva boieri care erau fascinați de felul în care Osman găsea soluții la toate problemele lor și i-a ajutat de fiecare dată când țăranii încet, încet începeau să-și dea seama de puterea pe care o dețin. Iar Osman ar fi fost o mină de aur pentru ei, pentru că reușea cumva să găsească tot felul de tertipuri și soluții pentru a-i ține pe aceștia în frâu. Toate astea l-au adus în scurt timp în preajma domnitorului Nicolae Mavrogheni, unde a fost prezentat ca un tânăr de mare valoare pentru gărzile de arnăuți pe care putea să le învețe din meșteșugurile lui de intimidare și chiar de lupt. Deși reticent la început, Mavrogheni se lasă cumva convins când prin mijloace doar de el știute, pasvante, îi plătește domnitorului o sumă considerabilă de bani, sumă ce nu îl lasă indiferent pe Mavrogheni, și îi dă în primire lui Osman gărzile de la Palatul Domnitorului. Stând pe lângă Mavrogheni, Osman își scoate în evidență latura strategică, inteligența și determinarea despre care tot vorbim. Așa că domnitorul hotărăște să-i dea pe mână lui Osman cetele de arnăuți care se ocupau de liniștea bucureștilor. Așa că, în foarte scurt timp, acesta reușește să ajungă un confident al domnitorului, influențând cumva deciziile acestuia, influență pe care o vândea foarte scump boierilor interesați. Pentru o bucată de timp, Osman se declară mulțumit și se relaxează, își caută noi preocupări. Așa ajunge să scrie poezii și chiar să fie nelipsit de la petrecerile din lumea bună din București, unde este fascinat de frumusețea domnițelor. Scrierile lui Pasvante îi atrag atenția poetului grec Rigas Feraios, un prieten bun de-a lui Mavrogheni, care îi devine bun prieten între timp și alături de care Osman începe să petreacă timp analizând și completând texte atent scrise de el și validate de marele poet. Osman se schimbase aproape complet, astfel încât părea că o să își dedice toată viața poeziei și culturii, până când se îndrăgostește nebunește de o anumită jupânița Anica. Femeia nu i-a răspuns avansurilor, așa că Osman și-a amintit cine este el de fapt și a încercat din ce în ce mai agresiv să intre în grații femeii. Poveste ce s-a terminat când Anica l-a refuzat și chiar respins, lucru care l-a făcut pe Osman să se retragă pentru o vreme și chiar să se îmbolnăvească. După ce și-a revenit Pasvante, a renunțat la ideea de poezie, dragoste și dramă, așa că a redevenit urâcios, violent și cu o determinare bolnăvicioasă și chiar bolnavă pe alocuri. Prima țintă a lui a fost Mavrogheni, așa că a pus la cale împreună cu niște boieri ce îl răsplătiseră din plin pentru efortul lui să-l dea jos de pe tron pe acesta. Atâta doar că lucrurile nu au mers așa cum s-a așteptat Osman, pentru că unul dintre oamenii lui Mavrogheni le-a descoperit planul, iar pe domnitor lucrul acesta l-a scos din minți și fără să mai țină cont de vreo instanță, l-a condamnat pe Osman la pedeapsa capitală, urmând să fie executat undeva pe strada Lipscani, în văzul tuturor. După ce a fost închis în temnița domnească și își aștepta sentința, Riga s-a pornit la rândul lui o încercare disperată de a-l scăpa pe tânărul Osman. Și până la urmă, după ce a plătit niște sume frumoase de bani și a promis domnitorului că îl va convinge pe Osman să se întoarcă la el acasă dincolo de Dunăre, Mavrogheni s-a gândit de mai multe ori și l-a făcut și el la rândul lui scăpat pe Osman,
care s-a ținut de cuvânt și s-a întors acasă trecând Dunărea. Întors acasă, Pazvante a pornit în căutarea celor mai răi și determinați dintre albanezi și turci, pe care i-a antrenat o vreme și alături de care a pornit să atace Balcanii. O făcea atât de repede și atât de violent, încât nimeni nu a reușit să pună mâna pe ei, astfel reușind să strângă sume enorme de bani într-un timp extrem de scurt. Cu partea lui Osman, s-a gândit să-și cumpere poziția de agă și așa a trimis sultanului Selim tot ce prădase și o scrisoare prin care îi propunea acestuia că dacă va primi postul de agă, va dubla suma și chiar va pune mai mult decât atât. Iar sultanul, care și el la rândul lui vedea cum imperiul îi se clatină pe sub picioare, știa că orice sumă era foarte binevenită și a dat lui Osman tot ceea ce dorea. Nu după mult timp, Osman vine din nou cu o propunere la sultan, cerându-i acestuia să le libereze de pe postul de agă și să-l pună pașă. Lucru care nu era chiar pe gustul sultanului. Nu avea suficientă încredere în Osman și faptele lui nu erau chiar străine, așa că nu-l refuza, dar nici nu-i dădea prea mari speranțe și îl amâna de fiecare dată. Văzând că timpul trece și nu în favoarea lui, Osman pornește într-o expediție prin Europa, adunând pe lângă el pe cei mai răi și mai puternici impostori pe care îi găsea sau ieșeau în cale. Și așa, cu o mână de oameni strânși de prin toată Europa, pornește la luptă împotriva sultanului Selim. Lovite din senin, armatele sultanului se retrag și Osman se întoarce acasă, declarându-se domnitor peste o bucată de pământ ce se întindea de la Dunăre la Balcani, între cetatea Belgradului și Varna. De aici se vede nevoit să își exprime statutul și pornește diplomatic să își primească recunoașterea vecinilor, făcând schimburi comerciale și chiar dând privilegii celor ce îi recunoșteau noua lui țară. Ba mai mult decât atât, în anul 1798, Osman, pentru a-și întări autoritatea, bate o monedă cu fața sa pe o parte și cu închisoarea din Sofia pe partea cealaltă. Lucru care nu a trecut neobservat de către sultan și care l-a determinat pe acesta să-l trimită pe Aga Hussein Kukuk, care pornește în același an să îl înfrunte pe Osman la el acasă cu o armată formată din 100.000 de oameni. În schimb, Osman reușește să îi preîntâmpine atacului Kukuk și îl pune pe acesta pe fugă cu ce mai rămăsese din armata lui, lucru ce îi întărește și mai mult încrederea în sine și îl ridică chiar și în ochii vecinilor noii țări. Umilit de Osman, dar nici pe departe lipsit de tact, sultanul scrie istoria în favoarea lui. Îl acuză pe Constantin Hangerli, domnitorul țării românești, că nu i-a furnizat la timp cele necesare și că asta a dus la pierderea luptei. Îl detronează și îl execută pe acesta pe 17 februarie 1799, într-un mod convenabil pentru toată lumea, îl iartă pe Osman din bunăvoința lui și, ca răsplată pentru curajul său, îl pune pașă. Visul lui Osman avea să se împlinească, se vedea pașă și cu recunoașterea lui Selim, doar că s-a plictisit destul de repede de noul său statut și de birocrație, așa că a pasat cumva conducerea pașalâcului boierilor, iar el a pornit împreună cu pasvangiii lui, o armată improvizată din cei mai detemuti impostori din țară, și atacă țara românească. Și ca semn de răzbunare pentru tot ceea ce i-a făcuseră românii și încurajat și de Selim, arde din temelii Craiova, din 7.000 de case, mai lasă în picioare doar 300. Depășiți de situație, românii se ascund din calea lui Pasvante și a pasvangiilor lui, care își cruiesc drum spre București fără să mai fie opriți de către nimeni și așa ard și distrug tot ceea ce le iese în cale în drumul lor. Astfel, în timp ce țăranii încercau să se organizeze să îl înfrunte pe Pasvante, la București moruții se autodetronează și îi dă conducerea țării lui Mihail Șuțu, care la rândul lui, depășit de situație, în anul 1802, când pasvangii intrau în București, fuge cu o parte din boierii și din negustorii cei mai importanți către munți, lăsând goală capitala la mâna arnăuților. Arnăuții, care ar fi trebuit să apere țara, s-au luat la ceartă pe conducere, așa că, în timp ce ei se certau, pasvangiii făceau ravagii prin mahalalele din București, fraternizând cu cerșetorii și cu micii meseriași care doreau să se răzbune pe conducerea defectuoasă a lui Moruții și Șuțu. Ajunși în centrul capitalei, le-a fost foarte ușor să îi înlăture pe arnăuți și să jefuiască în voie tot ce le pica în mână, ajutat să distrugă și de cerșetorii și vagabonzii adunați de pe drum. Totul s-a sfârșit când nici Pasvante și nici arnăuții n-au mai putut face nimic, cerând intervenția sultanului, care a trimis o mică armată ce a restabilit ordinea în București.
Reușita armatei sultanului s-a datorat în primul rând pentru că în goana lor, pasvangii și noii lor prieteni nu au trecut cu vederea prăvăliile cu băuturi, așa că majoritatea erau mahmuri și fără pic de vlagă, predându-se fără să opună vreo rezistență armatei sultanului. La întoarcerea spre casă, pasvangii au avut parte de o mare surpriză. Un tânăr ce își adunase pe lângă el alți tineri, ce își pierduseră oameni dragi în atacurile lui Pasvante, i-au atacat violent și foarte precis, tinsenin și i-au pus pe fugă. Era Ian Cușianu și pandurii lui ce vroiau să facă dreptate. În înfruntare, Iancu a încercat din răsputeri să pună cumva mâna pe Osman și să-i curme viața, doar că nu a reușit, luptând corp la corp cu acesta, tot ce a putut să facă a fost să-i scoată un ochi. Asta l-a speriat atât de tare pe Osman, încât și-a luat oamenii și a trecut pe fugă Dunărea înapoi acasă. Iancu a devenit erou pentru români și a continuat să lupte împotriva ocupației otomane și chiar dacă a dus lupte semnificative, ce îl măcina cu adevărat era că Osman îi scăpase printre degete, așa că într-o noapte, mânat de ură, a trecut Dunărea și se spune că doar cu o mână de oameni l-a prins pe Osman la el acasă, nepregătit, și i-ar fi curmat viața acolo unde l-a găsit. Povestea aceasta s-a păstrat și ca legendă și cumva s-a păstrat și prin documentele care se găsesc și pot fi studiate. Dar ce este cu adevărat important este că oamenii au încercat să uite de ea. Dacă stăm să ne gândim, în momentul în care spui de pe vremea lui Pasvante Chioru, te referi la o perioadă îndepărtată, extrem de îndepărtată. Deși n-ar trebui să uităm că au trecut doar 200 și ceva de ani de atunci, deci nu s-a întâmplat atât de demult. Doar că a fost atât de rău și atât de violent, încât oamenii au încercat să uite de el. Și au făcut-o în felul lor. Au spus de pe vremea lui Pasvante Chioru, de pe vremuri îndepărtate, care nu se vor mai repeta niciodată, că au fost demult și le-am uitat. Eu am fost Andrei și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Vă mulțumesc pentru fiecare apreciere, pentru fiecare distribuire și pentru fiecare nou abonat. Nu reușim să postăm periodic pentru că nu ne permite timpul și cu toate acestea sunteți alături de noi. Așa că vă mulțumim. Și până data viitoare, toate cele bune!